Gata? Și filmez și toți copiii, așa să fie, da? Da? Bună ziua, dragii mei! Bună ziua! Pentru început, fetele și Vali vă vor saluta în italiană, în spaniolă și în franceză. Cine ne salută în franceză? Ane, ne salută în franceză. Hai, Ane! Ane, te vă înghez. Da. Da. Vorbim numai de despre limbile romanice, da? Diana, simte-te, te rog, salute! În italiană! Buongiorno! În spaniolă, Madalina! Buenos días! Buenos días! Spune-le ce mi-ai spus și altă dată! Vi parlo di bene! Vi parlo di bene! Da? Mulțumim! Asigur-se un problem! Pe fiecare scaunel, hai, așezați-vă și voi. Pe fiecare scaunel ați găsit un mesaj. Journée Européenne de la 26 septembrie. Da? Ce-o însemna? Ce-o însemna? Ziua a limbilor Europei. A limbilor europene, da? În fiecare an, pe 26 septembrie, sărbătorim Ziua Limbilor Europei. Da? Toate limbile Europei sunt onorate. Asta faceți voi astăzi. Hai să le aplaudăm un picuț pentru toate limbile Europei. Da? Bun. V-am pregătit câteva informații. Celebrarea pe la Junei European de la Ante pe 26 septembrie. O să vă vorbesc în română ca să înțelegeți foarte bine și să aveți, să păstrați o amintire plăcută a momentului de astăzi și întotdeauna țineți minte că pe 26 septembrie sărbătorim Ziua Limbilor Europene. Ziua Limbilor Europene. Toată lumea! Ziua Limbilor Europene. Așa este. Ce este această zi europeană a limbilor? O zi pentru a încuraja învățarea limbilor în toată Europa. Da? Europa este continentul pe care trăim noi. Da? Știm foarte bine asta, că am mai învățat geografie. De ce să celebrăm o astfel de zi a limbilor europene? Pentru a sensibiliza publicul de importanța învățării limbilor străine și a încuraja plurilingvismul. Mai filmează și copiii, lasă-mă părere. De ce e util să cunoaștem limbi străine? Alte limbi decât limba română. De ce e util? Delia, spune. Pentru că cunoaște mai multe. Cunoaște mai multe. De ce mai e util? Dacă vrem să mergem în alte țări, putem vorbi în altă limbă. Așa este. Și cu prietenia cum stăm? Dacă știm o limbă străină, o limbă de circulație internațională, cum e cu prietenia? Putem să ne facem mai mulți prieteni, da? Și să vorbim, să ne înțelegem, să comunicăm mai ușor. Nu e așa? Da. Da. Bineînțeles. Bun. Am aflat ce e cu această limbă, cu această zi a limbii. Hai să vedem cui se adresează această zi europeană a limbilor. Păi se adresează elevilor, studenților, profesorilor, universităților, școlilor, instituțiilor culturale sau lingvistice, asociațiilor care promovează studiul limbilor străine. Voi la ce categorie vă încadrați? La studenți? Nu. Dar la ce categorie vă încadrați? La elevi, la școlărei, da? Da? O să fiți voi și studenți, dar nu o să mai fiu eu să discutăm împreună despre limbile vorbite în Europa. Da. Și acum câteva detalii. Știați că există 6-7 mii de limbi în lume, dintre care 225 de limbi vorbite în Europa? În Europa se vorbesc 225 de limbi. Ia dați-mi exemple de câteva limbi vorbite în Europa. Italiana. Franceza. Engleză. Spaniola. Română, bineînțeles. Altceva.
Chineza se vorbește în Europa? Nu. Dar limba rusă se vorbește în Europa. Я тебе люблю. Очень хорошо. Спуне доамна. Я тебе люблю. Ce înseamnă? Je t'aime. Te amo. Cum spunem în spaniolă te iubesc? Te amo. Uite, la fel ca în italian aproape, da? Bun. Vă spun la ore mai mereu. Ascultați cuvintele, pentru că ele vă spun ce înseamnă. Da? Ascultați cuvintele mele atunci când vorbesc în limba franceză, pentru că ele vă spun exact ceea ce înseamnă. Că dacă vorbiți între voi, nu ascultați cuvintele mele și s-ai putut, s-a dus, așa spune francezul. Da? Bun. Păi pentru astăzi am pregătit câteva activități. Da? Cred că o să vă placă. Les filles, vous êtes attentives? Vous avez des émotions? Non, oui, le gars a des émotions. Bon. Ca să nu aibă copii emoții, o rog pe doamna profesoară Gabriela Vasile să vă povestească din timpul